Alexandra, mulțumesc. Mergem acum mai departe. Guvernul a prelungit acordarea sprijinului financiar pentru răniții în incendiul din Clubul Colectiv și după 1 ianuarie 2017. Ajutoarele de urgență se vor acorda până la finalizarea perioadei de tratament, termenul limită fiind sfârșitul anului 2018, indiferent dacă tratamentul se efectuează în țară sau în străinătate, în state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau în alte state. Banii acoperă costurile legate de cazarea și transportul însoțitorilor. E vorba despre alte tratamente decât cele susținute în Ordonanța de Urgență 56 din 2015 privind plata tratamentului în străinătate, respectiv sprijin pentru însoțitorii victimelor acordat din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și persoanelor vârstnice. Acest ajutor acoperă costuri legate de cazarea și transportul persoanelor însoțitoare, deși acordat efectiv tot pe numele victimelor, pentru că au fost situații complicate din acest punct de vedere. Ajutoarele de urgență se acordă astfel, echivalentul în lei a câte 2000 de euro lunar în cazul tratamentului în străinătate, câte 100 de lei pe zi în cazul tratamentului în țară, în altă localitate decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reședința rănitul, câte 30 de lei pe zi în cazul tratamentului în țară, în localitatea în a cărei rază teritorială domiciliază sau are reședința rănitul. Președintele Asociației Colectiv GTG 3010 spune că această măsură trebuia luată de ceva vreme. Este o normalitate, știam despre ea pentru că am avut discuții multe. Probabil că decizia ar fi trebuit luată mai de mult, însă e bine că s-a luat și acum, pe sfârșit de an. Statul, spune Eugen Iancu, trebuie să-i ajute în continuare. Copiii ăștia trebuie să ajutați pentru că din păcate știm cu toții că suferința lor vine din o întâmplare nefericită petrecută într-un spațiu în care statul român a greșit fantastic de mult. Și pentru asta statul român chiar trebuie să aibă grijă de ei în continuare. Drumul până la normalitate, o altfel de normalitate, ce-i drept, e încă extrem de lung. Eu mă așteptam ca după o zi, două de exersat să merg iar în picioare, să-mi revin, să merg. Dar nu, mi-a luat urmă și ceva. Aproape două, să merg iar în picioare. Și vorbeam cu psihologul și îi spuneam că dacă eu nu mai merg în picioare, eu încerc injecție să mă moară, că decât stres într-un scaun cu rotile, inutil pentru mine, prefer să nu trăiesc deloc. Cum nu fac decât să stau în casă, să mă duc la spital? Stau și mă gândesc de multe ori că aș fi putut să nu mai fiu aici. A fost totul atârnat de un fir de ață. Și faptul că sunt aici mă bucură și mă face să am puterea de a avea credință în viitor. Ajutoarele se acordă la cererea persoanei rănite, depuse la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv a municipiului București, însoțită de copia actelor de identitate. În situația în care rănitul se află în străinătate, documentele se depun la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Ministerului Afacerilor Externe, care le transmit Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.